Bună ziua la toată lumea. Prieten, este sâmbătă, frumos, așa, norat. M-a lăsat Leonardo după papucii pe scară, de cameră, și acum am văzut. O să ia câinii să-i facă praf. Cred că au luat unul. Așa face el tot timpul. După aia nu mai are papuci de casă. L-au luat, gata, l-au halit. Câinii ăștia sunt cei mai perveși câini. Cum vede, orice rupe, distruge tot. Păi am rămas puțin așa cu ochii trasă pe la loc, pentru că cu măseaga mi s-a scos nervul de la măsea și trebuie să mai merg și încă nu e gata. Mai trebuie lucrat. Aici am pus o cratiță cu acoperă gaz. Mi-a luat leuștean, pătrunjel, dar nu prea așa bun. L-am pus eu în apă să revină. Ardei gras și ardei, uite, și fasole verde. Asta mai era toată ultima dată. După ce au cumpărat lumea, a făcut cumpărături, am luat-o și eu pe asta. Ce-am mai găsit. Vreau să o pun la fiertă, întâi să fiarbă. După care vedem, punem pui și facem fasole, nu ciorbă. Fasole de asta galbenă scăzut așa. Și ce să mai... N-am făcut nimic, nicio mâncare până acum. Am aranjat, am făcut curat, am luat pâine, a curățat soba, cenușa. Trebuie să duc în pod. Că știți cum e, trebuie. Să fumăm șunca și nu știu, cred că a pus și rânsele la fumieri. Le-a curat Georgiana și le-a pus și pe alea. Dar mai e în ladă de scos, mai trebuie pus și tot așa. Miroasă afară și este miroasă. Numai oi grătare. Mici, nu știu, miroase. Face lumea grătare, mănâncă, care sunt bine. Care au suflet, un păcat, care sunt liniștiți. Să știu că și aici s-a încălzit frumos la bucătărie. E frumos. Dar eu acum stau cu asta în cap ca să nu mai trag curent. La măsea. Este și fasole mai frumoasă așa, este și mai așa. E bună și asta. Poate, nu știu, fac cum mă divurță cu fasole de asta scăzut așa. Vreau și eu să mai gătesc, să mai mănânc mâncare, că nu prea mai gătit așa. S-o fac mai repede. Până am făcut treaba pe aici, până am făcut puțin ordine, până n-am. Așa e dimineața, până fac curat, până aerisesc, până se face foc acum, se scoate cenușa din sobă. Vedeți, asta e prea aia de tot. O dau pe acea, dar nu mai o desfacem. Lăsăm așa la altă. N-am fost de dimineață în oraș, cam. Nu de să mergi. Plecau legume acum și toate ăștia le găsim la market, nu la piață. De peste tot, bani să fie. Va, sotul e cam mic. Trebuie să l-am avut aici. Eu zic că s-o fac o mâncare bună acum, eu știu cum o ieși. Când am planul, nu știu, când punem de când înainte să fie bine, fac așa, nimeni nu iasă. Mai bine așa, prin surprindere, orice. Dacă facem planul și alea, nu prea mi-a mers mie, absolut nimic. Am rămas cu planurile. A intervenit și s-a întâmplat ceva și poate n-am mai făcut și am, nu știu. Mai bine să facem așa pe moment atunci, decât...
Așa am eu de gând, am făcut fasolea asta, să o fac bună, bună, dar de unde? Că mi s-a bătut ochiul. Ba, el m-a mânecat și nu este bine, trebuie să ne ferim. Sunt foarte panicată, sunt la Alin, mi-e frică de copii, de aici din curte, când mi se bate ochiul și sunt semne de ăștia. Ei, sunt și buni așa de aici. Trebuia să duc un lignox, linox, le-am scos toate și le-am dus la beci. Pentru că nu am loc acest spațiu. Am sunat și la omul care e cu bucătăria în lucrare, să vină să tacă în ghiveta măcar, să cobor de sus de la etaj niște corpuri de bucătărie am pe acolo care nu sunt prinse. Și să mai facem așa că un pic măcar, până facem tavanul fals. Avem multe de făcut, dar nu mi-a răspuns deloc, nu știu ce se întâmplă. Că nu prea e liber așa în fiecare zi, mai e sâmbătă. Om are lucrări, este încurcat cu lucrări, care ia lucrări dinainte, vă dau seama, cu câteva luni. Nu face pe moment, are lucrări. Ba un acoperiș, ba agresie, ba chem cu ea, le face orice. Instalații la băi, tot. E mai și moroșită, mai e și așa, merge. Dacă eu n-am fost de dimineață, nu că am dormit, am avut treabă pe aici. Prieteni, am revenit cu mâncarea, cam toate puse la mâncare ce trebuia, n-am mai filmat pentru că a mai intervenit altceva. Am zis că intervine câte ceva, am zis. Are mănâncă până se face mâncarea. Nuggets, am uitat să iau ketchup și alea, niște alea cum sunt, care se mănâncă cu nuggets ăștia. Cum le zice Ale că uita aici? Sosuri de alea, am uitat. Am pus fasole, am fiert-o cam mult. A intervenit. De tot timpul trebuie să intervină ceva. Ca să nu fiu liniștită, să nu apuc să mănânc bine. Așa sunt eu. Hai să vă arăt cum arată. Așa arată. Am pus și bulionul, am pus și ardei, nu am pus tot. Pui, am pus pui, am pus și cotițe de la de porcap cu mati. Să fiară, acum să mai scadă de unul. Nu s-a făcut? Cam ciorbă. Tot timpul trebuie să apară. Tot timpul trebuie să apară ceva. Da. Aici nu e nimic mai... S-a dus ursul cu Georgiana, am mai dus câte ceva în pod. Am mai dus o rânzuță. Pe fiecare zi câte o bucățică, câte o rânză, câte o murdărete. Așa e aici la noi. Mai duce, mai acum, mă. Ce, nu poți să-l deschizi? Lasă la mine, pisicul o să mă susuie pe masă. Anule. Și câinele în casă. Nu pot să stau cu ușa urmă, mai iasă aburul ăsta, nu suport aburul ăsta. Stau cu ușa deschisă, vedeți? Nu suport aburul ăsta. Pentru că se face abur și nu știu, parcă simt așa că mă înfund, nu am aer. Și de aceea stau cu ușa puțin încăpată, că mă simt bine. Dar dacă este focul în furbă, nu suport să stau închis așa, cu ușa. Și seamănă pământul ăla de urât. Foarte urât, alipit. Prietenii au revenit din cameră. După ce am fost la bucătărie, am făcut mâncarea, mi-a mers. Ce-am făcut? Nina mai mâncat din mâncare pentru că multe probleme, multe vorbe, multe
și m-a afectat foarte mult. Patroana stresată, nervoasă. Ce credeți? Am pus masa și am plecat și nu am mai mâncat din fasolea asta. Nici nu mai îmi trebuie. Parcă gata, mi s-a închis sufletul, pofta, n-am mai mâncat din mâncare deloc. Mi-am luat o cafea în cameră, am făcut foc, am făcut și focul în sobă. Mai înainte l-am aprins. Am luat cenușa. Păi, ca să vă zic așa, aici nu este liniște deloc. După ce că suntem așa cum suntem, vai de capul nostru, s-a mai creat și alte probleme, multe probleme care nu îți dă liniște, nu nimic, patroana agitată pe toate părțile, stres și nu-i liniște. Parcă nu mai e chef de nimic, nici de mâncat, nici nimic, tot să merg înainte. Nu am cum să mă ținem la toți, să zicem așa. Leo nu mai înțelege absolut nimic. Nu mai probleme, zice că face bine, dar face numai probleme pentru că face la toți din familie, să zicem, de nu mai avem liniște, de suntem stresați, suntem aiurea, parcă nu mai am răbdare nici după copii, nimic, după Leonardo, parcă nu știu, așa, gata. Mă trezesc dimineață cu, să zicem așa, dimineață mă trezesc bine, zic gata, hai. Fac mâncare, alea mâncăm, gata, ne liniștim, nu mai vreau să fiu supărată, totul să fie bine, dar n-ai cum. N-ai cum aici, parcă e ceva făcut, n-ai cum. Pentru că sunt niște probleme care chiar nu pot să le spun eu. Am mai spus și Alin că am fost, într-adevăr, că na, am mai fost și panicată. Frica că, uite, na, face scandalul, na, vine cineva peste noi, că una alta și că vorbește Leo, nu știu ce are, nu știu, chiar a luat-o rana. Dacă mă înțelegeți, nici mama lui nu se înțelege cu el, apoi să mai asculte pe Alin, n-ați văzut? Nu mai se înțelege nici ea. În sfârșit, nu mai ascultă nimic, nici doamna Luci să vorbească cu el, ceva, nimic, absolut nimic. Nu știu de ce face așa. Nu este bine ceea ce face. E prea de tot. Nu știu ce se întâmplă. Dacă este de bine, dar ferească Dumnezeu ceva de rău. Nu știu, e prea de tot. Sunt probleme, sunt așa vorbe, multe scandaluri și care nu pot să le spun aici pentru că nu vreau să implic, nu vreau să dau detalii multe, dar nu este bine. Chiar nu este bine. Nu știu unde o să ajungem cu treburile astea. Aveam poftă să fac, să-mi bag florile în bucătărie, cele mici, să curăț, să fac un făișor. Bine că plouă, dar puteam să fac așa, că un făișor nu plouă. Să mai îmi fac treabă pe acolo, da. N-am cum, pentru că mi se încarcă capul psihic. Obosește capul psihic, nu numai de treabă. Și nu mai suport balamuc de ăsta, nu mai vreau liniște, am zis. Nu mai într-o pădure dacă aș merge să nu mai au nimic, să nu am telefon la mine, să nu am nimic absolut, numai ca să stau liniștită. Să nu mai au nimic, să nu mai știu nimic. Ferească Dumnezeu că zic așa că nu e bine, dar chiar am ajuns într-o situație în care nu mai suport. Mi-a ajuns, să zicem așa, până la urmă, cuțitul la os. Au fost multe probleme, cred că cum este la noi, nu este la nimeni. La nimeni nu este așa ceva. Eu așa zic, pentru că văd că toată lumea e perfectă, toată familiile sunt perfecte, înțelegere. Numai eu stau și spun ce e aici, numai aici. Chiar într-adevăr că am fost panicată, că a povestit Alin și m-am uitat și eu, pentru că nu prea mă uit pe toate filmările lui, dar chiar m-am uitat și am fost panicată pentru că mi-a fost grijă că o să întâmplă ceva, că na, știți cum e lumea, ziua de azi, nu mai încredere nimeni. Dacă nu știu. Și aia e, când facem ceva, noi nu mai avem nici liniștea aia de asta la masă să mâncăm.
Dacă s-a dus tot, s-a dus tot, nu așa. Nu mai e liniște, deja vă fac o mâncare, că nu. Am fiert fasolea aia, Nina a mai făcut-o cum trebuia să mai scadă, am mai rămas puțin așa cu zeamă, am pus verdeață și gata, am pus ursul, masa. Copiii deja ales mâncase ceva. Îi făcusem niște nuggets de pep de pui și deja era statul Leonard, a rămas cu el, Georgiana. 4 ani, în fine, am mâncat acolo, nu mă interesează că și așa rămâne mâncare și o aruncă. Să mănânce, dar nu prea am liniște, pentru că nu-mi convine treburile astea, mă afectează pe mine foarte mult. Mă afectează psihic, să zicem așa. Psihic, eu nu am avut treaba nimănui să mă bag, dar mă afectează și pe mine. Nu e cum să stai liniștită, să nu bagi în seamă, pentru că sunt și copiii mei care, na, este și Alin și ursul și... Nu e să zici, hai, lasă-l acolo pe Leo că se descurcă, dar ceea ce face el îmi creează multe probleme mie care mă doare pe mine cel mai mult. Vă dați seama cum e aici. Ați văzut că e și frate meu Sică cu el acolo, n-am nicio legătură cu el, am zis, omul dacă mă supără pe mine și vorbește de mine, nu mai are cale de întoarcere niciodată. Pentru că nu mai pot, nu pot să mai ridic ochii, nu mai pot. Da, nu mai pot, că am văzut multe comentarii că iartă ca să fie tată. Nu pot, nu sunt așa. Nu sunt așa să mă cer, să mă înjure sau... Ați văzut, pe ce am trecut când a ieșit Leo din pușcărie, a fost un balamuc cum total. Multe vorbe, am fost jignit, am fost lovită și nu pot, chiar că m-am certat de multe ori, dar asta nu pot. Iar fratele meu, hai să revenim la toți, așa pe rând. A vorbit de mine foarte urât. Nu pot. E fratele meu, dar nu pot. Spun sincer, nu pot. Olcă tot așa mă burfea, mă jignea. Pe ea cine o burfește acum? Măritată? Stă la apartament, la căldură? Ce mai doare? Eu nu am treabă ei. Am vorbit atunci prima dată când a plecat cu acel bărbat căsuțe și atât. Nu. Nu am treabă ei să fie sănătoasă. Da, și de aceea n-am mai filmat și eu mâncarea, că pun masa să mănânc din ea, pentru că n-am. Prea de tot, prea balamuc, prea... Implică multe chestii, multă lume și na. Și vedeți că dacă implică și vorbești de lume, na, vin toți aici acasă. Și multă zici, toți zic că de ce nu-l oprește, nu-l oprește, nu... N-ai cum să-l oprești, că... N-ai cum. El tot aia face. N-ai cum. Nu mai e să zicesc că... O, avea și probleme, vă dați seama că n-a trecut prin multe, dar nici chiar așa. Nu știu ce se întâmplă cu el. Nu știu. Cum a spus, eu fac ca să mergem la toți. Nu știu unde a spus, să mergem la balamuc. Noi suntem nebuni. Eu... Am stat singur atâta timp, am ținut casa, am ținut copiii mici, nepoți, am avut grijă de tot. Și m-a ținut Dumnezeu în picioare, da? Nu e cu cine să discuți treburile astea, că nu realizează nimica, degeaba. Nu e cu cine, trebuie lăsat să vorbească acolo până să oprești singur, că n-ai cum. Că dacă îi spui să tacă, o zice, face mai de tot. Tot aia zice, și mai de tot, și mai de tot. Zântărătă, nu e cu cine. Asta e așa, a fost să fie ca să ducem și povara asta lui, până la urmă, să rămână încă de tot, știți cum e. Sunt foarte tristă, foarte dezamăgită, parcă eram cu totul altfel și până la urmă, parcă mi-a căzut cel în cap. Parcă s-a dus toată ziua, parcă s-a înorat mai de tot. Era puțin înorat, dar după aia s-a schimbat tot. Asta e. O fi mâine o zi mai frumoasă, că e duminică. Mi-ați țin acasă pe mine, pentru că nu am putut să-mi fac cât mai repede, să-mi fac aici în casă, să-mi aranjez. Că mi-a părut rău de bani, că trebuie mult în casă, că trebuie mâncare de toate și n-am făcut ceea ce trebuia. Da? Promit că o să fac acum, să, nu că promit, trebuie să fac. Trebuie să fac tot posibilul să fac. Încerc. Am sunat la meseriași de câteva ori.
vreau să-mi fac. Pentru că noi cum nu mai suport. Degeaba faci mâncare dacă nu ajung să... Nici nu mai mănânc ea. Nu mai pot, nu mai, parcă n-am mai avut poftă. Gata, mi s-a închis tot. Parcă eram sătulă până în gât. Prieteni, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Și vă doresc multă, multă sănătate să aveți. Pa, pa!